Corvinul Hunedoara rămâne neînvinsă în Liga a doua și după etapa a cincea, albaștrii au remizat weekendul trecut 2-2 cu Concordia Chiajna la capătul unui meci în care au întors rezultatul, dar în care au avut superioritate numerică aproape 60 de minute. Cu toate acestea, nu au reușit să profite pentru a ține toate punctele la Hunedoara, lucru ce l-a nemulțumit pe antrenorul Corbilor. După cele întâmplate pe teren astăzi, chiar și în 10-10, fazele fixe, le-am spus, le-am arătat, am ieșit pe teren, le-am lucrat ale adversarilor și primim gol exact pe fază fixă. Da. Golul 2, toată lumea strigă, îi spune lui Denis, care e un copil pe care îl laud, i-am spus și acum în vestiar de față cu toată lumea, el dacă se mulțumește ca un jucător român că face un meci bun și meciul următor joacă din glezne sau are dreptul la greșeală, cu mine nu merge așa. Le-am vorbit băieților un pic după joc, sper să mă fi înțeles. Marcăm în minutul 46, după care în minutul 63 începem cu rabone, cu adversarii să-i luăm la mișto, te pedepsește, m-am întors la bancă și când am văzut rabona, le-am spus băieților, zic, cred că ne pedepsește Dumnezeu. Pentru că noi n-am făcut o temporizare, n-am ținut de minge, noi în momentul în care fotbaliștii români le-am spus acum cât o să stau, o săptămână, o lună, un an, 15 ani la Corvinu, cu mine nu merge așa. Eu cred că nu că trag un semnal de alarmă după un egal, caz nebun și că nu știu ce. Nu, eu vreau în momentul în care pierd sau faci un egal să-l merite adversarul. Eu consider că, nu, cu tot respectul pentru Eric, muncește, fazele fixe ne-a surprins, ne-a blocat construcția, dar puteam mai mult noi. Regret acea eliminare pentru că chiar mi-aș fi dorit să rămânem în efectiv complet. Am controlat jocul, ne-am creat situații până în minutul 30 și mi-aș fi dorit chiar meciul să meargă până la capăt, care pe care. Chiar și Maxim și eu cred că suntem antrenori care apreciem fotbalul spectacol. Dar din păcate noi a trebuit să renunțăm un pic la spectacol, să fim mult mai pragmatici. A doua repriză ați văzut că chiar i-am liniștit și am încercat să amorțim adversarul, să îi scoatem de ritm, că altfel aveam o mare problemă. Da? În ciuda startului bun de repriză. În ciuda startului bun, era cu 2-1, știți, în momentele alea toți jucătorii disperați, hai să mergem peste ei, să recuperăm. Nu, trebuie să ai răbdare în fotbal, mai ales când ești cu un om în minus și trebuie să liniștești jocul. Că, uite, situațiile care apar, momentul când am reușit să egalăm, păcat că n-am mai avut sau n-am reușit să mai batem fazele fixe pe care le-am avut mai bine, că chiar mi-aș fi dorit astăzi să câștigăm aici la Hunedoara. Dezamăgirea e mare, am jucat aproape 60 de minute cu un om în plus. Am reușit să facem 2-1, iar după pe sincronizare în apărare am luat golul acela. Noi cu toții ne dorim mai mult. Am avut ocazia să trecem pe primul loc. De când am promovat, ne dorim să câștigăm fiecare meci. E păcat că am pierdut 2 puncte, din punctul meu de vedere. Meciul s-a încheiat cu scorul de 2-2, prima remiză pe teren propriu pentru echipa Corvinul, care rămâne însă fără eșec în primele 7 jocuri oficiale ale verii. Peste 4.500 de fani au venit să vadă Corvinul pe terenul de acasă, în fața uneia dintre cele mai puternice echipe din eșalonul secund.